Salutare, frați peloponezi. Bună ziua, bună seara, bună nu știu ce. Este ora 5 un sfert. Și după cum știți, minunile nu țin prea mult. Evident, înapoi la Stokesley. N-am o explicație, doar că înapoi la Stokesley. Ce să fac? Nu verific camionul, mergem, agățăm, căutăm un vagon gol. Mergem acolo, facem treabă, trece ziua, ne luăm bani și plecăm acasă. Cred că asta a început să fie filozofia la Stokesley, pentru că n-are rost. Nu are rost să ne batem cap pentru altceva și cu altceva. Nu știu de ce nu m-au trimis ieri. M-au trimis astăzi, dar în fine. Să înceapă ziua de miercuri. Of. Hai să agățăm un vagonet. Au. Dacă găsim și noi vreun vagon gol. Toată lumea așteaptă joburi, curse, de știu că șoferi sunt pe aici. Și eu sunt singurul care am cursă direct. Eu sunt singurul prost. Eu sunt singurul prost, boss. Trebuie să luăm și noi pe ăsta, 2016. 07 2016 07. Stai aici, 2016 07. Și ITP expiră 39 Monday. Câte ora? 17:20 17:30. Merge, eu să mă întorc și eu. Merge. La mea și pula mie de Stokesley. Ăștia cred că alternează sau vor să alterneze, că zic că nu o să mai îndea așa cu regularitate. Nu știu ce nu înțeleg e regularitate și faptul că mi-l dai o zi, da, una, nu tot regularitate. Dar am promis că nu mai mă supăr. Așa că asta e. Sunt bucuros. Yeee, mergem la Stokesley. Yeee. Băgam aici pula în Stokesley. Mănuși tot n-am luat. Ne-am găsit pastea pe aici. Cam jegoase, dar decât să le pun pe alea de piele, mai bine astea. Luăm numărul. Motorină avem. Este. Oricum nici nu prea contează. Oricum te întorci cu el înapoi. Avem aici una bucată zgârietură și acolo la fel. Bă, păi și eu cum trăm pe aici. Cineva a scos mufele de la senzorii de parcare. Senzoria de fapt de soft docking. Ok, e gol. Încam și eu pe aici cu corpul meu. Nu încap. Bă, pe aici nu văd nicio zgârietură decât acolo una. Și aici tot zgârietură. Deci două zgârieturi. Nu încarp, auzi. Nu încap cu corpul meu de gazelă. Corpul meu de gazeluță. Atunci pe domnul Marek. Oh. Bă, când aud așa de Stokesley ăsta, îmi da așa o stare de tăia toate alea. Cred că vi s-a luat vouă dracu' de Stokesley, sau de câte ori m-ați auzit că mă plâng. Da mie, că muncesc. Mă
Mă, mă băgam aici. Dacă o sta bine pe aici, da? Hai. Asta 2016 au mufele schimbate. Aia 2017, asta roșie e aici și asta e aici. Hai să vedem și drumul ăsta. Vedem că merge. Să nu uităm de frână. Minus 21, e ok. Ei nu-l mai lasă pornească. Au. Hai mă, futu-ți. Futu-ți paravântul, măti. Și astăzi, astăzi luasem și eu drona. Bă, poate am și eu noroc să-mi dea iar Scoția. Dar unde? Muie. Muie în plic. Muie la plic mi-a dat ăștia. Din nou și din nou. Și avem așa. O zgârietură aici, una aici și una aici. Și gata, l-am rezolvat. L-am rezolvat pe fraier. Toată lumea spală mașini și o freacă. Și fraierii muncește, nu muncesc, muncește. Fraierii muncește. Oh, no, no. Da. Degeaba zic eu că să nu mai mă agit. Ia uite, mă, alte vagoane noi. 2018-04. Driver first assist. Trainuit. Băi, știu, dar vin vagoane noi și au driver assist. First, driver first assist. Ce pula o fi? Nu știu, în fine. Sper să... Haide, mă. Sper să... Sper să prind și eu unul. De fapt, clar o să prind și eu unul. Dar ciudat, n-am văzut până acum. Și camioane noi și remorci noi. La birou mai schimbat din alea vechi, mai sunt câteva și alea. Aici a spart și că unul rampa, a dat pe lângă. A dărâmat peretele. Vă vine să credeți? Cum să dai, frate, pe lângă rampă? Adică mi se pare un cretinism maxim. Să dai pe lângă rampă, auzi, când vezi bureția de la rampă, cum să dai pe lângă ei? Haideți, frate, la Stocksley, ne vedem pe drum. Mai povestim câte ceva. Băi, vreau să vă zic că am ajuns aici și sunt foarte supărat. Și că nu-i nimic de încărcat. Așa că va trebui să stăm o vreme pe aici. De fapt, e unul dintre colegii mei aici. Sunt vreo 7 paleți, cred. Și la rampa cealaltă sunt vreo 10 și a zis că o să ia el toți paleții aici în firmă. Iar eu trebuie să aștept să fac alții ca să pot să încarc. Așa că mai zis ăștia, dom'le, du-te la cabine și trage un pui de somn. Ce credeți că o să fac? Să mă bag la somn. Ba pula în site-ul lor. Că nu mă lasă nici măcar să mă joc și eu cu drona pe aici. Oh, e mișto să mă fi jucat puțin, că și ea pune soarele. Oricum mai mă duc mai încolo, că acum pleacă cei mai mulți aici după la birou, șefuți, draci la jumați. Și pe mă duc aici înăuntru la manager și îl întreb, bă, pot să ridic și eu drona de aici, dar voi din parcă aia trage eu câteva cadre. Poate, poate. Revin.
frații mei peloponezi, după o oră 45 de somn au venit ăștia și mi-au dat deșteptarea și că trebuie să mă duc la rampa unde îți rup cârca. Ia uite unde dau în spate, doamne ce tâmpit sunt. Uite mă, nu pleacă. Cineva mi-a făcut o glumă și a tras frâna de la vagon. Cred că căcatul ăla de normă. Bă, ce retard. Am auzit eu ceva, dar n-am băgat de seamă. Bă, ce glumeți sunt ei. Îmi arde mie de glume aici. Pula în glumele lor. Glume de căcat. Da, evident mergem la rampa aia unde încărcăm paleții aia grei. Ce să facem? Asta-i soarta mea. Va veni și momentul în care voi fi bucuros. Dar ci că nu e o full load acolo, după aia trebuie să mă întorc aici să la rampa asta să mai bag, cred că 5-6 palete, eu știu cât ți-ai mai băga. Mi-ai și pula în rasa lor să-mi bag. Nici m-am lăsat nici cu drona, nici cu nimic. Bine, măcar că am mai prins și eu vreo oră de somn. Sper să nu mă enervez iar cu paleții ăștia pe aici. Și sper să nu fie mulți. Aș prefera să fie în partea cealaltă mai mulți decât aici. Așa, să nu dărâmăm coșmelia ăstora. Știi că după ce fac aici ultima încărcare, trebuie să mut vagonul ăla de acolo, să-l mut la rampa aia în față. Mi-ești pula în gura lor. Muncă de Sisif. Doamne, cine-o fi inventat locul ăsta? Să aibă parte numai de căcat. Numai de căcat, frate. Mamă, ce chef am eu după somn. Acum am o stare așa letargică. Ce chef am eu acum să trag de paleți. Astăzi, evident, n-am fost nici la sală. Pentru că am dus-o pe cumnata mea la spital, că e gata să nască. I s-a rupt apa. Sora lui Pici. Și n-am mai, m-a trezit ele la 2. Dom'le, hai să mă la spital, că mi s-a rupt apa. Ce s-a dus? S-a dus și sala. Facem astăzi, sala aici. Nu mai trebuie sala acolo. Fac sala aici, gratuit, moca. Moca, moca. Bă, sper să vină ăsta care mă încarcă, sper să vină cât mai târziu. Că n-am niciun chef de el. N-am niciun chef să-l văd. Gata, boss. Și acum să-l așteptăm pe ăsta să vină. Gata, boss. Suntem sus pe metereze. Hai să vedem cu ce ne rupem cârca. Acilișa.
Hai, că astea nu sunt așa... Nu sunt așa rele. How many you have here? Full load. Full load? Oh, full load? Possibly, yeah. Oh, okay. Ați văzut câtă coială e? Că trebuie să scrie toate astea după aici. Firma lui Pește Prăjit. Firma lui Pește Prăjit ăștia sunt. Stare în pula mea să scaneze marfa. Scanam noi la Fan Curier în 2008-2009 marfa. Și ăștia nu sunt stare în 2018 în Anglia. Să facă un sistem să scaneze marfa care pleacă. N-a văzut camera. Mamă, ce mă dor mâinile, să moară mă, să nu știu de la ce mă dor. Cred că am dormit acum cu mâinile pe sub mine. Și încă nu sunt încălzit, trebuie să-mi fac încălzirea. Aici trebuie să-i aduc pe la birouri. Să tragă de liză, să vadă cum e. Ne vedem mai încolo, dragii mei. Băi, frații mei peloponezi, sunt la a doua tură, am și terminat-o deja și... Stați așa două secunde. Ce dracu am făcut aici? Stați așa că nu știu ce am făcut aici. 22.45. Așa, sunt la a doua tură și nu mai au ăștia, la fel ca și acum 20, nu mai au ce să... Ce sunt dat altă noapte, așa că se sunăm pe ăștia și probabil o să mai fac un al treilea job astăzi. Trailerul ăsta nu l-am mai încărcat eu, doar l-am luat de aici, l-am lăsat în rampă și l-am încărcat ei. Am fost lejer, am mai pierdut și vreo oră ceva pe firmă, am pierdut și pe aici vreo oră, cât e ceasul, e 1:30. Ia să vedem mai ce ne ăștia. We bought a shot. Hi Sean, it's Adrian. No mate, you're right. Yeah, so just finished our Stokesley. Okay mate, no worries. See how I'm playing. Wow.
Okay, what trailer do you got? 67047. Trailer defect. 7465 42. Yeah, how many pallets? 25. Okay, mate, IOT there's 2303. Yep. 398. Also, they don't have any load till them till in the morning. Oh, that's more collected, yeah? Yeah. Right, okay, spot on, mate. Is that including the other drivers in there? I am the only driver here. Oh, right, okay. Yeah. I leave it an empty trailer on a bay. Right, okay, that's fine, mate, no worries. Okay, okay. Cheers. All right, mate. Cheers. Bye. Bye. Crețari. Crețari, mă duc să-mi dau drumul la frig și o luăm spre firmă și vă zic de acolo unde mergem după aia. Haideți. Bă, aș prefera nu ca caz, dar cine drag să ce caz la ora 2:30-3? Azi, n-o să fac 10 ore. Nu e bine. Nu e bine. Așa, uite și drumul la frigulete și gata. Bă, să fiu sincer, ca și ziua de luni a fost și astăzi destul de lejer aici. A fost chiar așa mare haos, haos ba haos. Frații mei culoponezi, ne vedem în firmă și vă mai spun atunci ce facem, cum facem, unde mergem, ce mai facem. Nu plecați! Elmi Brothers Peloponezas. Și că termin. Am fost sus acum aici, că n-au ce să-mi dea. N-am ce să fac. Trebuie să-mi stâng astea repede, că după aia poate să răzgândesc fraierii. Oh. Bă, să fiu sincer, nu mă așteptam să-mi zică să mă duc acasă. Și știți foarte bine ce nu mă așteptam, că nu mă așteptam. Asta-i, mi fac și noi 10 ore astăzi, avem și mai mult timp de dormit. Opa, așa, și așa, mâine vreau să mă duc și la sală, de fapt să vedem dacă o să ajung și la sală, că am înțeles că cumnata mea s-a întors de la spital înapoi, i s-a rupt apa, dar nu naște, pentru că nu are contracții, draci, laci, maci. Păi, fraților, ăsta a fost vlogul de astăzi, slab, n-am ce să vă fac, așa sunt vlogurile la Stockley, slabe. Vă aștept și mâine, sau de fapt și astăzi la mai târziu, vă aștept aici. Nu uitați să dați și voi un like, un share, un drag, un lac, un mac, ce vreți voi, un subscribe dacă n-ați dat-o. Și asta e tot. Mai aveam ceva să vă zic? Nu cred. Nu știu, în fine. Vă tare mulțumesc, ceau, pa!